Tradiționalul pelerinaj de flori a fost organizat duminică și în Episcopia Caransebeșului. La Reșița, procesiunea, aflată la a doua ediție, s-a desfășurat în zona centrală a orașului și a fost condusă de preasfințitul părinte episcop Lucian, chiriarhul locului. În alte orașe se fac procesiuni în sâmbăta floriilor, în sâmbăta lui Lazar. Aici, la Reșița, și anul trecut și în acest an, tineri și credincioși, preoți, romano-catolici, greco-catolici și ortodoxi, împreună, am pornit în această procesiune duminică seara, în Duminica Floriilor, tocmai pentru a anticipa urcușul nostru al tuturor spre înviere, căci prin cruce ajungem la înviere. Procesiunea de astăzi se dorește un apel puternic adresat tuturor locuitorilor orașului Reșița și nu numai, un apel care să ne convingă, să ne facă să ne întoarcem către adevăratele valori autentice ale creștinismului. Este inițiativa tinerilor ortodoxi și catolici deopotrivă pentru organizarea celei de-a doua ediții a manifestării numite Procesiune de Flori. De-a lungul procesiunii s-au făcut mici popasuri în care tinerii participanți au rostit scurte meditații morale.